Salutare tuturor, mă numesc Stan Marius, sunt antrenor la Absolutul București și centură neagră sub Tudor Mihăiță, iar în acest clip voi demola 7 dintre miturile care te împiedică să vrei să intri într-o sală de arte marțiale. Mitul numărul 1. Te gândești că ești prea în vârstă să încerci un sport de contact. Ei bine, ai fi umis să afli că avem colegi care s-au apucat de jiu-jitsu la 30, 40, 50 sau chiar 60 de ani. Eu m-am apucat la 25 de ani, în 2009, fără să fi făcut vreun alt sport, nu numai de contact, vreun alt sport de orice fel vreodată. Condiția mea fizică era deplorabilă, eram un slăbănog care gâfâia după 5 minute de efort. Jiu-jitsu a fost dragoste la prima vedere și după mulți ani, jiu-jitsu nu a rămas doar activitatea mea preferată, hobby-ul meu preferat, dar a devenit și jobul meu. Dacă eu am reușit, voi o puteți face cu siguranță. Mitul numărul 2. Te gândești la condiția ta fizică și că nu ai mai făcut sport de mult. E bine, dacă crezi că ești prea gras sau prea slab sau dacă pur și simplu ai impresia că ai o condiție fizică la care trebuie să lucrezi, atunci acest clip este fix pentru tine. Jiu-jitsu este o variantă excelentă pentru fitness, unde nu doar îți vei îmbunătăți condiția fizică, dar vei descoperi un sport provocator pentru minte. Cam ca un șah. Mulți dintre colegii noștri au ajuns în sala de jiu-jitsu pentru a slăbi, alți colegi au ajuns în sala de jiu-jitsu pentru a pune ceva mușchi pe ei. Indiferent care a fost scopul propus, majoritatea și l-au atins și sunt încă în sala de antrenament după mulți ani. Mitul numărul 3. Te gândești că sala de arte marțiale nu este un mediu potrivit pentru tine. Ei bine, ai fi uimit să afli că avem colegi din toate mediile sociale. Avem colegi care sunt antreprenori, avocați, procurori, profesori, muncitori în construcții, IT-iști, cam tot ce vrei. De fapt, comunitatea noastră e atât de colorată și unită, că de fiecare dată când unul dintre noi are o nevoie specială, de exemplu, poate am avea nevoie de un notar, cu siguranță găsim un notar printre colegii noștri. Eu lucram la birou, la un broker de asigurări, înainte să cal prima dată în sala de jiu-jitsu. Jiu-jitsu este pentru toată lumea, indiferent de meseria pe care o practică. Mitul numărul 4. Te gândești că nu ai calitățile fizice necesare practicării unui sport de contact. Helio Gracie, unul dintre tăticii jiu-jitsului brazilian, era genul de copil bolnăvicios, slab din punct de vedere fizic și fără calități fizice deosebite. El a construit tehnicile de bază ale acestui sport pe baza unei simple idei de temelie. Tehnicile se poate fi folosite de un individ slab, fără calități fizice, împotriva unui adversar mai mare, mai puternic, mai rapid, mai agil, mai atletic. Așa că dacă tu crezi că nu ai calitățile necesare practicării unui sport de contact, jiu-jitsu este fix pentru tine. Mitul numărul 5. Te gândești că ai putea să te accidentezi. Și pe bună dreptate, până la urmă, vii să te antrenezi într-o sală de arte marțiale. Nimeni nu-și dorește să fie nevoit să stea pe bară o lună sau două luni sau poate mai multe cu o mână sau cu un picior în gips. Nimeni nu-și dorește să meargă la serviciu după antrenament cu un ochi vânăt sau cu nasul spart. Antrenamentele și regulile sălii sunt gândite în primul rând pentru a crea un mediu sigur pentru practicanți. Avem grupe de începători, intermediari, avansați. Vei lucra alături de cei care au aceeași experiență cu tine. În al doilea rând, jiu-jitsu este un stil de luptă fără componentă de striking, adică fără lovituri. Așadar, riscul de a pleca cu un ochi vânăt la muncă scade considerabil. În al treilea rând, antrenorii sunt deosebit de atenți la cum se desfășoară antrenamentele în sală, adică la felul cum elevii reproduc tehnicile și vor interveni imediat când consideră că există un risc de accidentare. Mă aflu în sala de jiu-jitsu de aproximativ 13 ani. În tot acest timp este normal că au fost câteva lovituri pe care le-am încasat, dar niciodată în această perioadă lungă de timp nu a fost nevoie de intervenția medicului. Mitul numărul 6. Te gândești că artele marțiale sunt prea complicate. Și aici să știi că ai dreptate. Jiu-jitsu este extrem de complex, iar procesul de învățare nu se oprește niciodată. Nici noi, centurile negre, nu ne oprim vreodată din a învăța. Plus că jiu-jitsu evoluează de la o zi la alta și mereu sunt lucruri noi pe care le poți învăța. La antrenamentele de jiu-jitsu sunt tehnici și poziții specifice pentru fiecare nivel de experiență, începători, intermediari sau avansați, dar și pentru fiecare categorie de greutate în parte. Și acum, mitul numărul 7. Te gândești că ești fată și că nu ai ce căuta într-o sală de arte marțiale. Din propria experiență vă spun că fetele asimilează, să fie cu iertare domnilor, mult mai repede tehnicile de jiu-jitsu.
Poate sunt mai conștiincioase sau poate empatia nativă le face să reproducă mișcările mai ușor. Oricum ar fi, jiu-jitsu este conceput pentru cei mai slabi, să poate învinge prin tehnică, fără calități fizice deosebite, un adversar mai puternic. Adică este excelent ca stil pentru fete a fi folosit împotriva unui adversar de sex opus. Acestea fiind spuse, sper să vă fi demolat multe dintre miturile care vă împiedică să încercați un sport de contact. Sporturile de contact sunt pentru toată lumea, pentru toate vârstele și pentru toate tipologiile, așa că vă așteptăm cu mare drag în sălile noastre. Os!